Elevii din media și-au organizat un bazar de Crăciun cu scop caritabil. Ei au confecționat decorațiuni de sărbător pe care le vor comercializa. Banii astfel strânși vor ajunge la Albert, un băiețel de 2 ani care nu se poate hrăni pe cale normală și care are nevoie de o operație costisitoare ce poate fi făcută numai în Germania. Coronițe, jucării ecologice sau felicitări sunt doar câteva dintre decorațiunile de sărbători comercializate de elevii de la mai multe școli din Mediaș. Ador lumânările și aranjamentele din care fac parte necondiționat lumânările. Și uitați-vă dumneavoastră la acest aranjament, care este o carte de rugăciuni, un cadou minunat de Crăciun pentru apropiații familiei mele. Elevii sunt încântați pentru că produsele lor s-au vândut cu succes. Am aduna jucării ca să le putem vinde, am încercat să pictăm, să scriem. Ne-am câștigat 53 de lei și eu am făcut pentru bazar forme din gips și felicitări. Am pregătit produse care se vor vinde și banii strânși și vom dona lui Albert, toată lumea a auzit de Albert. Am realizat mănuși, ornamente pentru lumânări, huse de telefon. Icoane pictate manual, cu felicitări, cu decorațiuni pentru Crăciun, cu lumânări și brad. Bazarul elevilor este deschis până de Crăciun în holul primăriei Mediaș.